Poți să o dă mâna la mine, să țin cu mâna mea. Așa, bine. Da, lasă-l la mea să stai pe scaunul. Hai, șef la mea pe scaunul. Așa, stimat, eu am ușvin, mă. Noiembrie. A ce a fost asta? Aducere selită? Dar ce, moșu, nu vrea să vină la judecată? A? Nu vrut să vină singur la judecată? Dar el nu putea de asta atunci. El nu putea să... Deși te judeci? Ha? Deși te judecă? Deși te judecă? Pentru și te judecă? Și... Deci că a fost ordonanță să nu te duci la fiică. Și mă, tata, ai dus. Unde? La fiică. N-am fost drept. La fiică? Da. Nu, la Dacia, la Dacia. Dar nu-i Dacia fiică, e acum. Apoi da, e generului. Dacia fiică, înțeles, dar acolo-i generile. Acolo-i generile în ăsta, el. Generile cu fiică, că nu trăiești singur, nu? Da. El la amândoi le-a dăruit lotul și casă sau ce e acolo. Și tu zis să nu te duci, mă, tata, te-ai dus. Da, eu zis să nu se duc. Și să ce, eu fost un major de aici, care a fost acolo, un mărșiniu, omul, înțelege, încă deși, hai, ia-mi bani și acasă. Eu am venit până acolo, dacă luasem de 600 de lei, am luat ciupieri, patajeri. Răsade. Este mai răsade. Da. Înțelegi că se le pun acolo. Așa au rămas. Și a fost bătaie, conflict acolo, sau de ce ți-a făcut ordonanță de protecție? Și ne dracu știi. Dar nu mai poți. Că acum, că acum te cheamă la judecată că ai încălcat ordonanța de protecție. Dar ce, protejează pe fiica de tată? Ea și nici nu a venit. Fiica nici nu a venit la judecată azi, da? Nici generile, nici fiica, da? Nu, no, nu, no, nu a venit în asta, nu. Nu i-ai văzut, nu? Da, nu, nu, nu. La mine? Amu aici la judecată. Dar el nu dacă amu i-a venit în asta, el nu știe în asta. Și eu nu știu nici la dâns, înțelegi, acolo când m-am dus și ședem ca zemirea, ca să iei, trebuie... eu strâng, nu mă lucrez ca clar să fiți în ăsta acolo, în ăsta este ăsta, de la judecat, ăsta, de la procuratură este de ăsta. Haideți în ăsta și vă da documentele și acasă. Și are documentele acasă, ordonanța și tot acasă, așa? Are acasă. Hai să vedem. Haideam acasă în ăsta și să-i dai documentele și ele în ăsta. Să ne le arăt, nu ne le dai, da. Să le arăt. Hai. Și ți-am mai văzut, dar pentru ce sunteți înarmat la instanță? Pentru un caz special sau instanța e păzit pistol? Păzim buletinile, se păstrează în incinte. Ah, am înțeles. În legătură cu alegerile. Ah, ok. Credeam că e... S-a schimbat justiția, au pus mafia mâna pe ea și se o păzește cu o armă. Clar, mulțumesc. E masca ca să poți să știi. Lasă-l să șadă și cu masca. Și eu am unde de aici. Poliția ți-a zis să nu te mai duci acolo. Cât timp ți-a zis să nu te duci? Păi omule, eu nu m-am dus, n-am fost acolo. Dar păi că te-ai dus cu caldarea cu cipieri. Ha? Cu caldarea cu rasad te-ai dus, înseamnă că te-ai dus. Asta primăvară, înțelegi, am pus acolo 3 căldări de cartofi. Înțelegi? Și am pus, înțelegi, 1 kg de harpașică. Acolo sunt 2 rânduri de jii care erau, cum spun, amere
Și acolo mai la deal, înțelegi, unii scopășelul, că el a pus scopășelul. Dar tot pământul a fost amatale, dar l-ai dat ei, fetei, nu? Așa e. Nu l-ai dat fetei? Și pentru că te-ai dus și ai scat grădina ei, s-o plâns la poliție și poliția a zis nu te mai duci acolo. Cât timp ți-a zis nu te duci? O lună, o săptămână, cât ți-a zis nu te duci? Nu mi-a spus nimic. Nu ți-a spus nimic. Cât am sunt eu acolo? Că acum te judecă pentru că ai încălcat ordonanța aceea de protecție. Interdicția aceea să nu te duci acolo, mă, t-ai încălcat-o. Și am unde mă-i dosar penal. Poftim? Dosar penal, ia-mă. De atâta te-a adus poliția cu forța la judecată. Și? E dosar penal, înțeasă, să te judici, înțeasă. Că ai încălcat ordonanța aceea care ți-a spus să nu te duci acolo, o lună, ori 15 zile, o zis. Două săptămâni. Da, 15 zile. O zis că să nu te duci acolo. Ai încălcat ordonanța aceea. Te-ai dus acolo. Aia asta de-am să izvinea eu. Apa așa o zis? Pune-mi tata ăsta, nici așa, lasă-mă chemi, înțelegi, acolo eu. Pizda mamelor, mă, să eu. Nu te nerva, e chemi... Dar și să nu mă nervez, înțelegi, dacă eu... Dar și m-am dus eu acolo, ia ca te eu, l-o ia duci pe Cazimir, că el a fost, era acolo, o ia duci în pșine acolo, aia care... Băieți, înțelegi, mai sunt... Dar pșine, Cazimir, vecinul? Vecinul, da. Vecinul, da. Și el și-a văzut că n-ai bătut pe nimeni sau ce? Că eu fac ordonanță de protecție pentru că ai fost agresiv, periculos. Cine eu? Da, cine? La cine? La porcul ăsta eu și agresiv. Da, cine-i porc? Jiner ăsta eu. Dar de ce zici așa? Și? E obraznic, de ce zici așa? De ce zici? Că e obraznic sau e mare sau de ce? El înțelegi, dragul eu, de două ori care... O adus acolo câte două plici de astea care le-au pus, înțelegi, acolo el la scladul și ala, la garajul și ala, și o pus șoferie, ia că unul de-am ui dus la țânchirim, a doilea încă, nu știu, nu-i nici așa la noi. Da, dar de ce zici așa? Și i-a pus și o mărți peste mine, eu așez în spital, ia că te-o lua, tot cât înțelegi când era ciobanul, înțelegi când era aici. Dar aveți un conflict mai vechi, nu-i numai de-amu. E vechi conflictul. Dar păi dacă ei înțelegi, eu pe dânsul, el la mine, dragul meu, înțelegi, am avut așa, în tot ziua vine și lua 4-5 bacuri din ele și le duce la Slobodka, nu știu unde, făcea gin. Și da, acolo era bun odată. Dar era bun odată, le-ai dat pământul, le-a dat, donație, nu? Le-a dat știbei cu argini. Și stupii ei dat. Și stupurile și da, pui da. Era bun, dar de ce v-ați certat, nu prea înțeleg. Măi, deci... Dar el așa să iei, bă, poroda dracului, înțelege, ăștia de la Bulăiești. Ei, da, dar e soțul fiicii matale, neamuri. Da. Nu? Și neamuri. Nu sunteți neamuri. Jineri. Jine, dar fie ca da. Și zice? Dar fie ca și ei. S-o dus și când am fost scos cartoafe acolo, ăsta, la dânsă, ăsta era problemă, înțeși, casa acolo, ăsta, și așa, i-o schimbat lăcata la casa și acolo. Și eu am schimbat. Nu, jinerile, s-o schimbat lăcata. Ei, omule, nu, și te lăcată și... Și vrei mai înscurtat peste locul, eu aveam acolo un pod, înțelegi, aveam mai asta, fasule, aveam de ani, înțelegi, din aia. Dar ultima oară când erași poliția acolo, când te-ai dus cu caldarea curăsat, v-ați bătut, v-ați certat, cum a fost? Că este un major care el, înțelegi, a venit acolo. Și el, înțelege, a venit... Dar de ce a venit majorul? Înseamnă că a fost conflict, l-a chemat ea, sau nu, fiica, sau ginerile? Nu, cine știe, cine înțelege. Înseamnă că era conflict acolo, nu? Conflict? Nu era conflict. După ordonanță și... Omule, după ordonanță, el s-a dus acolo și a început în grădină acolo și tăia un copac. Și au venit jinerile și i-au zis, deși tai copaci, înțeleg. Și el era cu toporul în mână, înțeleg. Sine ca și cineva l-a fotografiat. Mm-hmm. Că el era cu toporul în mână. El înțelege, da. Eu toporașul și el. Eu toporașul, înțelege, era, avem acolo vă doi, trei copășei care uscați.
Ai înțeles ori nu? Da, dar era lotul dat ei, de-am, era pământul ei și te-ai apucat, mă, ta stai copașii ei. De atâta că ea ca să vii tu azi aici. Dar o dus că se pui. Dezobrazie, el îmi spune neacă și îi dau. Dar pui închis, da, mamilor, mă, să-i înțelegi, eu acolo știubeile și nu... El știubeile anul trecut au vândut 40 de stupuri care făcut, înțelegi, de fiu, 31 de stupuri. Care eu înțeleg... Dar ei donat, ei donat. Acum, de ce nu-i lași să gestioneze ei din capul lor? De ce ei donat, dar? Ei înapoi, pot să ceri în judecată să anulezi actul de donare? Eu am dat, înțelegi, acolo, înapoi, ca să-i... Unde-i dat? Nu mai dat. Ai scos numai documentul încă... Și te rog aici, ia, ca eu sunt aici, adică... O amendă s-ar putea să-ți dea. Pentru ce să-mi dea? Pentru că ai încălcat ordonanța. Te-a obligat să nu te duci acolo și mă tata te-ai dus. Cine m-a rugat? Poliția, judecata, nu știu cine a emis ordonanța. Păi omule, băi, nu m-a rugat în mine nici o poliție, nici mică. Păi nu te-a rugat, te-a obligat. Atunci când era tot nărodul și ea care, înțelegi, cu... Gheorghe, cu porcăriile astea care din Italia. Tu nu știi în ăsta documentele și alea care știi de la procuratură, ordonanțele și alea în ăsta, tu le-ai citit și tu în ăsta, tu nu știi unde le-au pus ea, că el să nu le găsim aici. Unii s-a ridicat? Hodiac? În instanță îți poate cerut dosarul și de văzut de acolo. Faceți copii, fotografii. Ce faci? Dar nu a venit, nici avocatul matare nu a venit azi la judecată. Poftim? Avocatul nu a venit să te apere. Eu știi că are avocat. Păi ar trebui să aibă de la stat. Nu știu eu, nu, eu n-am... Erai numai mata și polițistul. Eu n-am luat nici un avocat. Nici nică, că eu n-am înțeles. Nu, da, 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 da. Trebuie să-i dea de stat, că e dosar penal. Da. Din oficiu. S-a dat advocat în ăsta. Dar nu l-a văzut. Aha. Nu era. Nu, nici nu a intrat în sala de judecat. Dar eu am un șam găsesc pe telefon în ăsta. O știi pe avocat? Da, da, eu am ăsta. Nu, am un șam găsesc.